Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Dacă toți suntem la capitolul lucruri interesante și puțin știute de foarte mulți oameni care cresc păsări, astăzi vreau să vă prezint din nou un lucru foarte important pentru creșterea și dezvoltarea păsărilor, în special a găinilor, pentru că despre asta am tot vorbit în ultimele două vloguri. În general sunt lucruri știute, mai ales de bătrânii noștri, dar odată cu evoluția tehnologică, să spun așa, a lucrurilor, ele au fost uitate sau au fost uitate intenționat. Cam așa ar trebui să arate. Un litru, 2, 3, 4, 5, nu știu, în funcție de câte găini aveți, calculați și 3, 4, 3, 5 zile pe lună este recomandat. Puteți face și câte cure de câte 5 zile, dar 3-4 zile de ajuns, puneți găinilor și o să vedeți diferența după prima cură, după prima lună de tratament. Fraților, înainte de a începe să vă prezint ceea ce am de prezentat astăzi, trebuie să fac un mic anunț. După cum puteți observa, vorbesc puțin foarte greu și o să observați un dinte lipsă în partea de sus. Lucrurile stau în felul următor. Până luna aprilie, undeva după jumătatea lunii, când o să-mi vină aparatul dentar și totodată și implantul în locul dintelui extras, o să fiți nevoiți să mă acceptați în situația în care sunt, fără un dinte și săsâit. În caz că nu o să înțelegeți unii dintre noastre ceea ce vreau să spun sau voi pronunța un cuvânt sau o frază mult mai greu decât o ceam înainte, să știți că este foarte dificil să vorbești fără un dinte important aici în partea din față și să încerci să te exprimi corect. Bineînțeles, știu că foarte mulți veți fi de acord cu mine, nu trebuia să mă scuz și nu trebuie să mă scuz în fața nimănui, este sănătatea mea, lucrurile merg înainte, vlogul merge înainte, acest canal o să meargă înainte, nu e o perioadă destul de lungă, dar simțeam eu nevoie așa să fac acest anunț și să spun acest lucru la începutul acestui vlog, deoarece sunt sigur că de fiecare dată vor apărea unii care vor, nu știu, vor veni cu fel și fel de afirmații urâte la adresa mea și sincer cred că înainte de a arunca cu piatra în cineva, ar trebui să ne uităm în curtea noastră. Uitați, recipientul de 20 de mililitri. Un litru de apă, șoțetul de mere pe care îl recomand în special, este cel mai potrivit pentru acest truc. Ca acest truc să dea rezultate maxime, acest oțet de mere sau în general oțetul de mere, mai ales dacă este făcut și în gospodăria proprie, dă rezultate maxime. Dacă foarte mulți în vlogul în care am prezentat cum se administrați drojdie găinilor, foarte mulți au spus că să vă și arăt cum se face, acum vă arăt cum puteți să procedați în cazul oțetului. Uitați aici. Pe cameră nu se poate observa, dar eu aici observ o mică schimbare. Vedeți aciditatea din oțet? Pare rău că nu se poate observa foarte bine pe cameră, dar când o să faceți acasă dumneavoastră o să puteți vedea. Ia uitați aici. Bun, acum haideți să trecem la partea interesantă. Am zis că dacă toți suntem la capitolul păsări, și anume găini, dar putem include și gâștele, și rațele, și curcanii, și struții, și așa mai departe, probabil unii dintre dumneavoastră o știți, cum am spus-o de fiecare dată, probabil foarte mulți nu știți. Ceea ce vă prezint astăzi, să știți că este folosit și catalogat drept un truc de către marii crescători de păsări. Pentru că aceste lucruri, mari secrete, chiar aș putea să le numesc pentru că, să știți, chiar sunt mari secrete, îi ajută pe cei care fac performanță din așa ceva să obțină rezultate de top. Bun, în primul rând trebuie să știți următorul lucru. Cel mai bun oțet pe care trebuie să-l folosiți atunci când vine vorba de
oțetul administrat găinilor este oțetul de mere. Uitați. Acesta este un simplu exemplu, dar oțetul de mere. Eu mai am aici și oțet universal, cred că pot să-l numesc, nu știu, e din mai multe fructe. Și mai am aici oțetul din vin. Și acesta este bun. Dar recomandat este oțetul de mere. Să știți că acest oțet de mere există și o rețetă naturală pe care puteți să o faceți în gospodăria noastră. Dacă vor fi foarte multe cereri, pot să prezint această rețetă. Nu e una complicată, dar nici una foarte simplă. E ceva de discutat acolo. În al doilea rând, un lucru din nou mega important și să țineți cont de acest lucru. Oțetul și amestecul de apă cu oțet nu trebuie pus în vas de tablă sau vas de fier în general. Trebuie pus ori în vas de lut, ori în vas de plastic. Deci țineți cont, o regulă foarte importantă. Iar aici cine-i băiat deșteptul să-și dea seama de ce. Și ca ultim aspect, țineți cont, la acest litru de apă, deci o repet, 20 de mililitri, nu mai mult. Dacă puneți mai mult, o puneți pe propria noastră răspundere. Iar cura trebuie să fie între 3 și 5 zile pe lună. Deci să nu puneți în fiecare zi, să nu stea, nu știu, o lună de zile, non-stop acolo, acest amestec, pentru că o să dați găinile peste cap și o să aveți probleme. Puneți în aplicare ce v-am spus, o să vedeți rezultatele cam după prima lună. Indiferent de sezon, că e cald, că e rece, că e toamnă, că e primăvară, nu contează. Puteți să aplicați oricând, atât că iarna trebuie să încălziți apa. Dar știți cu toții, nu are rost să spun acest lucru. Aș putea să vă învăț sau să vă dau un pont cum ați putea să păstrați apa iarna, nu caldă, să nu înghețe la găini. Adică dacă nu le aveți undeva închise într-un adăpost și le țineți și pe afară, aș putea să... Pentru cei interesați, aș putea să vă spun cum puteți să procedați să nu vă înghețe apa în recipient, pentru că știți foarte bine că e un chin, mai ales dacă e o temperatură foarte, foarte scăzută. Te-ai dus, ai pus apă și până te-ai întors la găini sau dacă te duci mai târziu, e deja înghețată. Îmi cer scuze că trebuie să mă ascultați în situația în care sunt cu dantura. Nu a fost alegerea mea, a fost alegerea domnului doctor stomatolog. Vrea să grăbească puțin lucrurile, de aceea în aprilie vrea să rezolve, până în aprilie să rezolve problema, ca să pot să revin din nou la forma pe care o aveam. Dar asta e, trebuie să ne obișnuim și cu lucruri bune și cu lucruri rele. În viață omul trece prin foarte multe situații. Cine o să judece faptul că am avut tupeul, să spun între ghilimele, să apar public fără un dinte? Eu spun doar atât, Dumnezeu are grijă de toate și de toți și niciodată să nu catalogați o persoană după modul cum arată sau modul cum se îmbracă și așa mai departe. Sub hainele unui cerșător se poate ascunde un geniu. Și știm cu toții că avem foarte multe exemple în istoria omenirii de astfel de cazuri. Puneți accent pe calitate, nu pe cantitate. Bun, până data viitoare când ne vom revedea și reauzi la un nou vlog, vă salut, vă respect, spor la treabă și spălați-vă pe dinți să n-ajungeți cum am ajuns eu. Doamne ajută, numai bine!